Vineri dimineață, un apel la 112 semnala faptul că un perete de la o carieră din fundul Moldovei, din zona Pârâul Cailor, s-a prăbușit peste două utilaje în care se aflau șoferilor. La fața locului s-au deplasat pompierii militari cu autospeciale pentru descarcerare, autospeciale pentru complex de intervenții multirisc, o ambulanță SMURT și o ambulanță de la Serviciul Județean de Ambulanță. Apelul pe 112 s-a înregistrat în jurul orei 7:30, când s-a anunțat că o treaptă de exploatare pe care se aflau două utilaje s-a surpat, iar în cădere a antrenat și cele două utilaje în care se aflau și conducătorii auto ai acestora. Ne-am deplasat la fața locului cu auto specială pentru descarcerare, un modul pentru intervenții multirisc și o ambulanță SMURT, cu sprijinul unui echipaj de la Serviciul de Ambulanță Județean. Unul dintre bărbați în vârstă de 42 de ani a fost scos de către persoanele aflate la fața locului, conștient și cooperant, însă cel de-al doilea șofer a rămas inconștient sub dărâmături. Unul dintre șoferi a fost extras de către colegii săi de la fața locului și a avut șansa ca acea cabină în care se afla să nu fie acoperită de pământ și pietre. Acesta era conștient și cooperant și a fost preluat de către echipajul Serviciului de Ambulanță Județean și transportat la spital pentru investigații suplimentare. Cel de-al doilea șofer a rămas cu tot cu utilaj prins sub malurile de pământ și a fost necesară intervenția unui excavator pentru îndepărtarea blocurilor de piatră. În momentul în care s-a creat accesul la victimă, colegii mei au lucrat câteva zeci de minute pentru extragerea acesteia din cabină. După o intervenție îngreunată de faptul că se mișca pământul din zonă, în jurul orei 10:30, echipajele de salvare au reușit să-l scoată pe cel de-al doilea șofer din cabină. Medicii au așteptat la fața locului pentru a interveni dacă se putea face ceva pentru victimă, însă degeaba. Din nefericire, echipajul de pe ambulanță a constatat decesul persoanei. Bărbatul avea 60 de ani. La fața locului au rămas echipe de la poliție și ITM pentru a stabili împrejurările și cauza producerii accidentului.